Încă un microfon. V-am spus data trecută despre microfonul de la Rode Video Mic Pro Plus. Iar astăzi vă voi prezenta un alt microfon. Am vrut totuși să am și un microfon care să-l folosesc la podcasturi și de ce nu să-l folosesc și cu o lavalier atunci când am nevoie. Microfonul de la Zoom H2N. Hai să-l deschidem. Instrucțiuni de utilizare. Destul de micuț. Vine cu niște baterii care sunt ascunse aici într-o parte. Iar în partea cealaltă ar trebui să aibă ceva, dar nu are nimic. Deci, cam atât. Acestea sunt bateriile care le voi folosi. Hai să vedem cum se comportă. Îl voi folosi cât mai aproape de gură pentru calitatea mai bună a sunetului. Lavaliera, volumul, remote, adică dacă este vreo telecomandă, un port USB, mini USB, line out, adică poți să pui căștile, de aici se deschide și se închide, play, meniu, este de aici. Aici la fundul lui ar trebui să fie un loc pentru card. Trebuie să fie și un card unde să înregistreze toate sunetele, nu? Este de card. Din păcate nu vine cu unul, ci trebuie să punem noi unul. Voi pune un card de 32 de giga. Se accesează cardul, please wait, SD card acces. Voi monta și o pătură acustică. Așa arată. O voi monta în partea cealaltă a camerei. Așa, să-i dăm drumul. Se dă drumul de aici. Când înregistrează, din câte am înțeles, se înregistrează foarte bine din față. El poate înregistra din toate părțile și pe părți. Nu știu acum dacă e stereo sau nu. Îl voi folosi mai mult și o să îmi dăm seama împreună cum funcționează. După cum se vede, acum sunt aprinse amândouă beculețe. Asta înseamnă că se aude bine pe toate părțile, inclusiv lateralele. Se aude foarte bine. O să facem o demonstrație, ia să vedem. Stereo, dacă e stereo sau nu. Da? Se aude bine sau nu se aude bine? Se aude? Se aude? Nu se aude? Îl fui și o mână, s-ar putea să prindă acest gumă și de la mâinile mele. Ok, ar trebui să se aude bine din toate părțile. Aș putea să-l pun pe acest mini tripod, de exemplu, pentru că are aici și aș putea să-l țin cât mai aproape de gură. Adică aici. Bună ziua, gospodar, gospodar și gospodine și voi tinere copile. Așa. Este interesant. E fain să vorbești așa la el. Din câte am înțeles eu, pot să-l folosesc și cu o lavalieră, care deja o am. Aceasta este lavaliera, tot de la Rode. Din câte am înțeles eu, nu pot să pun direct lavaliera în el. Din această cauză am comandat și un adaptor. El arată în felul următor. Se pune la lavaliera. Microfonul este destul de ușor. Nu știu câte grame are. Nu poți accesa ușor din greșeală butoanele. Poți să-l pui pe hold și nu poți să-i faci nimic. Din mistake, în caz de ceva. Pui la lavaliera, îl bagi în buzunar și cu la lavaliera. E destul de interesant cu lavaliera asta. După ce fac modificarea și pot să folosesc, o să pot folosi și lavaliera, bineînțeles împreună cu acest adaptor, mai am un adaptor pentru lavalieră care îl pot folosi pentru telefon. Adică, montez adaptorul și are o ieșire, nu, de fapt are o intrare Type-C pentru telefon. Zdrac. Poți să folosesc lavaliera la telefon. Interesant.
în caz că pierd ceva sau lui. Nu l-am. Ok. Ne abatem puțin de la subiect. Vreau să vă prezint al doilea tripod. Mamă! Instructions. Șuruburns. Până data viitoare, toate bune! Peace!